Soarele este cea mai importantă stea care luminează și întreține viața pe planeta Pământ, fiind totodată și cea mai apropiată stea de noi. Soarele este steaua care se află în centrul sistemului solar. Masa totală a Pământului, a tuturor celorlalte planete, asteroizi, meteorizi, comete, precum și a prafului interplanetar care orbitează în jurul Soarelui, reprezintă abia 0,14% din masa întregului sistem solar, în timp ce masa Soarelui reprezintă 99,86%. Energia provenită de la Soare, sub forma luminii sau a căldurii, face posibilă întreaga viață pe Pământ, de exemplu prin fotosinteză, iar prin intermediul căldurii și climă favorabilă. Conform cercetărilor actuale, vârsta Soarelui este de aproximativ 4,6 miliarde de ani și el se află pe la jumătatea ciclului principal al evoluției sale, în care în miezul său, hidrogenul se transformă în heliu prin fuziune nucleară. În fiecare secundă, peste 4 milioane de tone de materie sunt convertite în energie în nucleul Soarelui, generându-se astfel neutrino și radiație solară. Datorită distanței relativ mici la care se află de Terra, Soarele a putut fi explorat îndeaproape. Volumul său ar cuprinde circa 1.300.000 de planete ca a noastră, iar de-a lungul diametrului s-ar putea alinia circa 109 planete Pământ. Pentru astronomi, această banală stea oferă numeroase detalii care îi ajută să înțeleagă mai bine celelalte stele. Fotosfera este locul de unde provine această lumină orbitoare din timpul zilei. Ea are o grosime mai mică de 300 de kilometri. Temperatura este de aproximativ 6000 de grade Celsius pe suprafața fotosferei, unde se observă și niște pete întunecate, numite pete solare, care au fost foarte studiate după inventarea lunetei. Urmărindu-le în fiecare zi, observăm că acestea nu rămân în același loc, dovada rotirii astrului în jurul axei sale. În timpul eclipselor totale, observăm o bordură de un roșu aprins, cromosfera. Dincolo de aceasta se găsește și un halou argentat numit coroana. În cromosferă, temperatura se ridică la circa 20.000 de grade Celsius. Coroana care îmbracă atmosfera este deosebit de caldă, temperatura ajungând până la 1 milion de grade Celsius. Deseori, prin coroană, un flux de particule părăsește Soarele. Acesta se numește vânt solar și poate părăsi chiar și sistemul solar. Coroana este vizibilă foarte bine în timpul eclipselor de Soare. Interiorul Soarelui a fost examinat prin intermediul studierii suprafețelor și straturilor exterioare lui. El este compus în proporție de 98% din hidrogen și heliu. Pe măsură ce înaintăm spre interiorul Soarelui, temperatura devine tot mai ridicată, ea fiind de 15 milioane de grade în centru. În aceste condiții, atomii de hidrogen se aglomerează câte 4 formând atomi de heliu. În urma acestui proces, se degajă o enormă cantitate de căldură. Există observatoare pentru studierea Soarelui în Statele Unite, Spania, Franța, Cehia, Japonia, Ucraina și Australia. Conform cunoștințelor actuale, în decursul următorilor aproximativ 5 miliarde de ani, Soarele se va transforma într-o gigantă roșie și apoi într-o pitică albă, în cursul acestui proces dând naștere la o nebuloasă planetară. În cele din urmă, își va epuiza hidrogenul și atunci va trece prin schimbări radicale, întâlnite des în lumea stelelor, care vor conduce printre altele și la distrugerea totală a Pământului. Activitatea magnetică a Soarelui generează o serie de efecte cunoscute sub numele generic de activitate solară, incluzând petele pe suprafața acestuia, erupțiile solare și variația ale vântului solar care dispersează materie din componența Soarelui în tot sistemul solar și chiar dincolo de el. Efectele activității solare asupra Pământului includ formarea aurorilor polare la latitudini nordice medii spre mari, precum și afectarea comunicațiilor radio și a rețelelor de energie electrică. Se consideră că activitatea solară a jucat un rol foarte important în evoluția sistemului solar și că ea influențează puternic structura atmosferei exterioare a Pământului.